Bună seara la toată lumea. Pentru toți haterii mei, ați văzut că undesesc eu cu live-urile, dar nu am cum să tac la... Nu am cum să tac și nu am cum să nu informez oamenii. Deci, văd că este conexiune. Vin cu rugămintea să distribuiți acest video ca să ajungă la cât mai multă lume și să spargem odată și odată gheața. Oamenii trebuie să fie informați, nu doar din presa noastră liberă, care face știri numai după ce are interes. Deci, nu o să vă țin mult, că acuși vine combina în capul ăsta și trec la muncă. Intru în tura de noapte, ca de obicei. Deci, stimați prieteni și neprieteni, am două știri pentru seara asta. Prima știre este legată pentru cei care se află în străinătate. Așa cum în ultima vreme se folosește cuvântul ăsta, diaspora. Deci, m-a sunat acum seara un prieten, un agricultor, un tânăr băiat, care are o gospodărie țărănească. Nu activează cu ea de vreo 2 ani de zile, dacă nu mai bine, pentru că băiatul a făcut investiții, a văzut că nu iese nimic din agricultură, a plantat o livadă de nuci și până o să dea nucul un rod, a plecat în Germania la muncă. A angajat pe contract de muncă, cu poliță medicală, cu tot absolut, adică achită toate contribuțiile în Germania. Și băiatul s-a întors acasă și s-a trezit cu contul blocat, cu 2 dosare penale, sechestru pe pământ, pe casă, pe toate bunurile. De ce? Pentru că nu a achitat polița medicală și toate contribuțiile sociale. Este corect sau nu este corect? Comentați dumneavoastră și dați-vă cu părerea. Deci, muncești în străinătate, vine acasă și trezești cu tot blocat. Plus penalități, plus executor, plus tot. Deci asta este știrea. Știrea asta am auzit-o la Gheorghe Gonța când a fost Vasile Costiuc în platou și a spus-o public. Nimeni poate nu a tras atenția, dar vă spun că astăzi mi-a confirmat-o și mie un băiat tânăr, un agricultor tânăr care încearcă, face bani în Germania și încearcă să investească banii aici acasă. Așa că cei care vă aflați în străinătate, când veniți acasă, verificați-vă conturile și verificați-vă averile, că ele posibil să fie sechestrate. Asta e prima știre. A doua știre la care vreau să atrag atenția este vorba de acțiunile actualei guvernări. Actuala guvernare continuă să dezbine societatea. Cum? Foarte simplu. Astăzi m-am trezit că la ședința Consiliului Sătesc este pus așa o întrebare ca primarul și consilierii, inclusiv și la nivel de raion, consilierii raionali, sunt impuși să semneze sau să nu semneze pentru aderarea la Uniunea Europeană. Dacă semnez, e tot ok. Dacă nu semnez, ești mâna Kremlinului, șorist, putinist, dodonist, cum vrei ești numit. Întrebarea mea, dar pentru ce trebuie să semnăm? Poate omul nu este încă decis. Poate omul vrea să fie votul lui secret până la urma urmei. De ce se impune asemenea prostie? Poate structurile statului investigează ce cu prostologiile astea. Fiecare are dreptul la libera exprimare și la vot, care votul este secret, protejat de Constituție. De ce trebuie să mă impună pe mine sau pe altcineva să semnez pro sau contra? Vă las să comentați la fel
și această abordare a actualei guvernări și eu consider că asta duce nu la altceva decât la dezbinare și la ceartă între în societate. Nu destul că ne-au divizat pe criterii lingvistice, pe criterii politice, pe criterii geopolitice. Tot absolut se face pentru divizarea, dezbinarea societății. Că am văzut astăzi pe grupuri cum consilierii se ceartă între ei. Din același partid. O seară bună, vă rog să comentați, distribuiți ca și cei din diasporă să fie informați când o să vină acasă, să verifice. Să verifice neapărat dacă nu au sechestrate bunurile. O seară bună la toată lumea. Mi-a venit camionul. Am venit și combina. Cei care sunt curioși și au întrebări la mine personal și la agricultură. În 10 minute mă puteți telefona în privat și putem discuta toată noaptea. Putem discuta toată noaptea. Încă o dată vin cu mesajul. Distribuiți două știri foarte importante. Prima este la situația celor care lucrează în străinătate și care nu și-au plătit asigurarea medicală. Și a doilea este cu semnăturile astea care sunt colectate de la consilierii locali, raionali, municipali, orășănești, care sunt pro-referendum, pro-Europa și care sunt împotriva. Deci o dezbinare totală. O seară bună vă urez la toți, vă las să comentați și să distribuiți acest video.